După ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis reintroducerea obligativității purtării măștii de protecție atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise și interzicerea utilizării măștilor textile în favoarea celor medicale sau FFP2, oamenii legii au fost obligați să amendeze cetățenii care nu respectă această măsură. Astfel, polițiștii afiliați Europol au refuzat categoric și vor aplica doar avertismente. Mai mult decât atât, în Mehedinți au împărțit măști. Doamnă, de azi sunt obligatorii măștile chirurgicale. Mai dăm un atare. Acestea textile nu le mai purtați, da? Mai ales că sunteți dumneavoastră la vânzare aici, purtați, vă oferim și noi două măști. Polițiștii din întreaga țară anunță că nu vor aplica amenzi, ci doar avertizmente persoanelor care nu poartă mască de protecție în spațiile închise și în cele publice în semn de protest. În această dimineață, polițiștii din cadrul sindicatului Europol au protestat împotriva măsurilor impuse de guvern, prin aceea că nu se alătură măsurilor de a amenda populația, ci vor împărți măști chirurgicale populației. Protestele noastre vor continua pe tot parcursul anului, vom fi alături de populație, nu vom aplica amenzi, vom împărți măști, iar în următoarea perioadă polițiștii care sunt planificați la echipe operative nu vor mai răspunde la telefoane și nu vor mai face ore suplimentare. Astfel, polițiștii mehedințeni, afiliați sindicatului Europol, au ieșit pe străzi pentru a împărți măști de protecție în loc de sancțiuni. Bună ziua de la Poliția Municipiului. De azi numai cu măști medicinale sau FFP2, da? Da. Fără măști textile. Da. O zi bună! Salut! Cum se pare acțiunea poliției de a oferi foarte măști bună de amenzi? Foarte bună! Chiar... Cu părerea aveți că de acum acolo trebuie să punctăm în continuare măști și în exterior și în interior? Atâta timp cât populația nu se vaccinează, cred că ar trebui să le portăm în continuare. Această acțiune o desfășurăm venind și în sprijinul cetățenilor, întrucât începând de astăzi, este sancționat portul măștilor textile și venim în sprijinul cetățenilor de a informa și de a le oferi măști conform. Polițiștii vor avea un al doilea job, croitor, filator și specialist în microfibre. Odată cu intrarea în vigoare a noii hotărâri de guvern prin care polițiștii vor trebui să verifice tipul și calitatea măștilor de protecție purtate de populație, aceștia își vor putea asigura un al doilea job în funcție de îndemânarea fiecăruia, transmite Europol pe Facebook. Noi nu o vedem ca un lucru bun, întrucât nu suntem specializați și nu cunoaștem, nu suntem pregătiți să certificăm conformitatea măștilor. La nivelul României nu cred că este nicio instituție până în momentul de față care să certifice conformitatea măștilor care sunt pe piață. Ce credeți că veți rezolva prin această formă de protest? Până unde va merge ea? Această formă de protest noi o să o facem până în momentul în care se va aplica legea 153/2017, legea salarizării. Cum toți bugetarii, cum se găsesc bani pentru magistrați, cum se găsesc bani pentru medicii de familie care efectuează teste pe PCR, așa considerăm că trebuie să se găsească bani și pentru polițiști, ar trebui să se găsească bani pentru să desfășoare ei ca instituție aceste campanii, aceste acțiuni care le desfășurăm noi, nu noi. Vor aplica polițiștii sancțiuni pentru neportul măștii sau pentru neconformitatea măștii? Sindicatul Europol militează și îndrumă toți polițiștii, chiar și din afara sindicatului nostru, să aplice doar avertizmente pentru acest aspect. Foarte bine să ne mai dea. E ok, e bine, cinstelor, adică un gest frumos din partea noastră populației și dumneavoastră, la Ministerul dumneavoastră, Ministerul și Interne, pentru că v-ați făcut datoria și cred că vă faceți în continuare. E foarte bună. Da, și lumea să fie înțelegătoare să poartă măști. Să nu stea fără măști. Măștile de protecție au fost împărțite trecătorilor, cumpărătorilor, dar și comercianților. Vă oferim niște măști chirurgicale, începând de astăzi, măștile cum sunt ale dumneavoastră. Pune deoparte, ca să pune două, trei. Nu mai sunt valabile. Din data de 8 ianuarie, portul măștii chirurgicale sau de tipul FFP2 a devenit obligatoriu și în interior și în spațiile deschise.